Bun găsit, dragi prieteni! Bun găsit, dragii mei! Mă bucur din nou să mă aflu în fața voastră. Astăzi, la webinarul numărul 8, făcut de mine, vom discuta despre echilibru hormonal și greutate corporală. Este un subiect care poate pare ușor simplu, dar este foarte complex și elaborat, pentru că în momentul când avem de-a face cu o persoană, cu un pacient care are dereglată greutatea corporală și endocrin, are la pachet foarte multe dezechilibre. Și atunci trebuie să știm mult mai multe informații și date legate de stilul lui de viață. Care este natura și constituția corpului lui? Ce tip de metabolism are? Dacă are un metabolism accelerat, are un metabolism mai lent? Ce grupă sanguină are? Pentru că este foarte important să stabilim și alimentația, să vedem ce anume consumă. Pentru că anumite alimente pot deregla foarte mult și pot da foarte mult metabolismul și chiar toată sănătatea peste cap. Pentru că imaginați-mă patru grupe sanguine ca patru reacții chimice total diferite. Iar cu anumite alimente putem avea reacții bune, cu anumite alimente avem reacții neutre, iar cu altele pot crea boli și dezechilibre majore. Inclusiv pot îngrășa, dar de fapt acest îngrășat este o acumulare de țesut adipos și toxine pe care organismul nu le poate digera, nu le poate arde să le consume ca și combustibil, să le folosească și atunci le depozitează sub formă de țesut adipos și grăsime pe unde poate, unde are omul predispoziție. Fie pe anumite părți ale corpului, pe abdomen, pe șolduri, pe fese sau în partea de sus a corpului sau pe organele interne, pe vasele de sânge. Dar oriunde ar depune, nu este plăcut și sănătos nici atât. De asemenea, este foarte important să vedem care sunt necesitățile lui în prezent. Ce anume are nevoie? Dacă are dezechilibre metabolice, dacă are dezechilibre și emoționale, dacă are și afecțiuni endocrine, dacă vrea să scadă în greutate sau poate are nevoie să ia în greutate pentru că are un metabolism foarte accelerat și poate nici nu se hrănește cum trebuie și poate are și foarte mulți paraziți și este un cumul de tulburări și dar, într-un mod simplu, le putem face tot puzzle-ul și să ajutăm persoana să devină echilibrată și sănătoasă. De asemenea, este foarte important să ținem cont și să vedem care sunt parametrii lui de vitalitate, adică să fim foarte atenți la coloana VARHOP. Să vedem în special nivelul lui de hidratare, de oxigenare, rezistența, amperajul. Deci toți parametrii sunt importanți pentru că în felul ăsta putem să ne dăm seama cam care este stilul lui de viață și ce anume îl trage în jos. Pentru că procesul de vindecare începe începând cu renunțarea la obiceiurile care duc la nesănătate, care duc la boală, cele care trag în jos. Și dacă omul nu este dispus să renunțe complet la acel ceva care îi face rău,
măcar să îl ajutăm să conștientizeze că este important să reducă cantitatea. De ce anume consumă? Poate consumă mult alcool, poate fumează mult sau consumă multă cafea sau poate mai folosește și alte substanțe stupefiante sau poate mănâncă bulimic sau poate chiar este într-o răscruce, într-un moment al vieții în care trece printr-o perioadă foarte stresantă sau este într-o relație toxică și mănâncă bulimic. Cauzele sunt multiple, este important să aflăm, să ajungem la cauză, să cunoaștem cauza, dar cauzele pot fi multiple, practic să depistăm cauzele care l-au dus la dezechilibru, ca să știm cum îl putem ajuta să ajungă la echilibru și la armonie. Dacă are nevoie să scadă în greutate sau să ia în greutate, să știți că este nevoie să facă și un program de detoxifiere și de parazitare. De ce? Pentru că nu se poate echilibra nici emoțional, nici metabolic până când nu scapă de intrușii care se hrănesc în organismul lui. Paraziții în special se hrănesc cu sânge și țesuturi. Iar primul ingredient de care are organismul nostru nevoie atunci când pierde sânge, pentru a reface stocul de sânge, are în primul rând nevoie de glucoză. Și atunci omul inconștient, fără să aibă o reală nevoie, pur și simplu dă iama în dulciuri sau în carbohidrații, în făinoase, depinde de plăcerile fiecăruia. Sunt persoane care consumă mai multe produse făinoase, sunt persoane care dau iama direct în produse cu mult zahăr. De ce? Pentru că organismul are nevoie să refacă rapid, urgent, stocul de sânge. Și atunci este important ca și programul de slăbire să înceapă cu o detoxifiere. Eu personal nu sunt de acord și nu aș recomanda dietele bazate pe regim proteic. Sunt nutriționiști, sunt persoane care recomandă astfel de programe bazate doar pe proteine lipsite de carbohidrați, de vegetale, de fructe și recomandă doar proteina animală bazată pe carne, ouă, pește, lactate, grăsimi, dar lipsite total de vegetale și fructe și carbohidrați. Sigur că organismul nostru are nevoie și de carbohidrați, dar este important să alegem pe cei sănătoși și cu absorție lentă, cum sunt fructele, orezul integral, orezul brun, cerealele integrale. Deci putem oferi organismului nostru carbohidrați de calitate, mai ales dimineața avem nevoie de carbohidrați, pentru că cea mai mare parte, în proporție de 80-90% din carbohidrații pe care îi consumăm, îi consumă creierul. El are nevoie de carbohidrați. Și atunci, dimineața, în loc să începem ziua cu o cafea care dă un șoc și stoarce organismul de energie, să dăm organismului un shake de fructe sau pur și simplu putem să consumăm câteva fructe la alegere sau putem să facem un shake dacă timpul nu bem
ne permite să le consumăm acasă, putem să facem un shake de fructe pe care să-l luăm la pachet. Putem consuma în mașină, la birou. În acest shake mai putem adăuga și proteină și astfel ne oferim o hrană mult mai completă și mai sănătoasă. Și în acest fel putem acoperi și deficitele nutriționale. Acest shake ne oferă foarte mulți nutrienți, antioxidanți și practic este un aliment complet pentru care și proteine și fibre și vitamine. Deci are absolut tot ce are organismul nostru nevoie în prima parte a zilei. Tocmai de aceea este important un program de detoxifiere, de parazitare, pentru că abia pe un teren curat, când organismul a scăpat de absolut toți intrușii, fie că sunt toxine, grăsimi depuse, țesut adipos, celulită, paraziți, în momentul acid uric, acid oxalic, alte tipuri de toxine, în momentul când a scăpat de toți acești stresori, și să știți că am văzut la foarte multe persoane, cred că este valabil la toți, mai ales la cei foarte stresați, în momentul în care încep să facă terapiile și în momentul în care încep și programul de detoxifiere, de parazitare, deja după o săptămână, 10 zile, maxim 2, deja se văd rezultate foarte bune. Omul nu mai este atât de stresat, nu mai reacționează în trafic și trăiește în același mediu înconjurător. Nu își schimbă nici jobul, nici familia, nici traficul, absolut nimic. Dar scăpând de stresorii care îl mănâncă pe interior, el reacționează diferit la exterior. Practic, felul în care reacționează oamenii este doar o consecință. Este doar o extindere a stresului, practic răfulează datorită stresului mare pe care îl au interior. Pentru că noi nici nu suntem conștienți câte funcții are organismul nostru interior și cât luptă din toate punctele de vedere. Astfel ca viața noastră să continuă să fim sănătoși și funcționali. Pentru că fiecare celulă are programul de survivor, de supraviețuire. Și organismul face tot ce este în putință ca să ne țină în viață. Tocmai de aceea trebuie să conștientizăm cât de importantă este sănătatea noastră. Practic este o bijuterie care trebuie întreținută a la lung, toată viața. Pentru că de ea depinde misiunea noastră. Sigur că spiritul este important, sufletul, evoluția noastră, dar corpul nostru fizic este vehiculul cu care noi putem ajunge la evoluție și să ne împlinim menirea noastră pentru care suntem pe acest pământ. Poate că ați auzit și voi persoane care întreabă de cât timp trebuie să țin tratamentul, de cât timp ar trebui să vin la terapie. Mulți au impresia că iau o săptămână, două, o perioadă foarte scurtă, după care toate se rezolvă, ei dau niște bani și au scăpat de toate. Organismul se dezechilibrează și se îmbolnăvește în timp și tot în timp are nevoie să se echilibreze. Am mai auzit persoane dintre voi, colegi cu care am mai discutat, că nu au rezultatele dorite cu pacienții. Să știți că este foarte important să le stabiliți toți acești parametri despre care am vorbit mai devreme. La fel, foarte important este tratamentul.
Tratamentele cu care lucrez eu, practic lucrez cu un concept de sănătate care dă organismului toate instrumentele ca el să se autovindece. Nu este necesar și nu ajută organismul dacă omul are probleme cu inima, îi dăm un flacon sau îi recomandăm să ia ceva de inimă. Dacă are de colesterol, îi dăm de colesterol și s-a rezolvat. Nu. Eu nu lucrez așa. Și nici în terapie nu lucrez așa. Lucrez holistic pentru că organismul nostru și întreaga noastră ființă este un tot unitar. Deci lucrez pe toate corpurile, fizic, energetic, emoțional, mental, spiritual. Și doar așa putem aduce la organismul la un echilibru. De asemenea, este important să aflăm în ce perioadă a vieții se află persoana. Dacă trece printr-o perioadă de foarte mult stres, la serviciu sau acasă, este important să știm și în felul ăsta putem să știm ce lucrăm și în terapie. De asemenea, care este stilul lui de viață? Cum se hrănește? Cu ce se hidratează? Ce anume consumă? Cum se odihnește? Câte ore doarme pe noapte? Pentru că echilibrul hormonal este determinat foarte mult de stilul nostru de viață, pentru că pe timp de zi se secretă anumiți hormoni, pe timp de noapte se secretă alte tipuri de hormoni și sunt hormoni care se eliberează, pe care practic organismul nostru îi poate produce doar noaptea, în timpul somnului, și doar dacă este beznă, dacă este complet întuneric în casă. Este bine ca dormitorul să fie un loc doar de odihnă, adică să nu avem televizor, calculator, telefon, nici măcar o veioză în priză. Pentru că toate acestea creează stres geopatogen, care dezechilibrează organismul, pentru că pe timpul nopții suntem mult mai senzitivi. De asemenea, ar fi bine ca și Wi-Fi-ul să-l scoatem din priză pe timpul nopții sau să-l oprim din buton. Depinde ce are fiecare. Oricum ne scăldăm în undele vecinilor, dar măcar nu sunt atât de intense ca cele pe care le avem în propria casă. Chiar am mai auzit persoane care aveau aparatul de Wi-Fi în dormitor și aproape de cap, dacă se poate, sau mai sunt persoane care obișnuiesc să dormă cu telefonul pe noptiere, să sune ceasul sau, dragii mei, nu sunt obiceiuri sănătoase, lăsați aparatura afară din dormitor. Dacă aveți nevoie de un ceas deșteptător, poate că aveți un telefon vechi, fără SIM, fără cartele, ca să nu fie conectat la satelit, să nu emită forme de radiație, și atunci îl folosiți doar pe post de telefon, sau un ceas simplu deșteptător, sau efectiv puteți să lăsați dacă aveți un singur telefon, puteți să lăsați la departe de pat, undeva la ușă, astfel încât să nu vă afecteze. Haideți să vedem ce terapii putem să facem ca să ajutăm. Ca să ajutăm pacienții în echilibrarea endocrină, în greutatea corporală și, bineînțeles, emoțională, pentru că toate sunt interconectate și
Ajută. Rog colegii să-mi schimbe ecranul. Ok, haideți să ne intrăm în program. Nutrition and Homeopathy. Aici putem să începem cu reducerea stresului. Putem să setăm aici 3 minute, după care îi dăm Adrenal Balance. Dacă procentul este foarte mic, putem repeta această terapie de câteva ori. Iar în această perioadă în care toată omenirea trece printr-un stres mai mare, să știți că este important să faceți chiar la toți pacienții această terapie, pentru că inevitabil, oricât de zen am încercat să fim, tot ne pot afecta, chiar dacă vrem noi să stăm departe de tot ce se întâmplă. Sunt persoane cu care intrăm în contact și toată lumea vorbește despre un subiect comun. Deci este important să facem această terapie de echilibrare a glandelor adrenale. Ele sunt foarte afectate pentru că organismul trăiește frică și supraviețuire. Iar aceste glande chiar atunci sunt secretă foarte mult adrenalină, doar că nu ne alergă niciun leu și niciun leopard pentru ca noi să alergăm, să ne consumăm energia. Deci este foarte important să echilibrăm glandele adrenale. Dacă procentul de recuperare, chiar dacă repetăm de 2-3 ori, tot nu este unul satisfăcător, nu ajunge măcar la 70-80, nu trebuie să insistăm, putem să mai repetăm terapia într-un alt program și o să vă arăt mai târziu unde. De asemenea, pentru echilibru, este important să echilibrăm și enzimele. Putem să lucrăm pe General Digestion, la fel dăm 3 minute și Nutrients Balance, Intestinal Enzymes, și aici lucrăm pe cele care sunt accentuate, acestea sunt cele recomandate. Putem lucra chiar și pe creșterea tuturor producțiilor enzimatice. Dacă persoana are o carență mare de o anumită vitamină, putem să lucrăm și din aceste vitamine. Lucrăm la fel. Spre exemplu, B-urile sunt importante pentru persoanele cu stresul ridicat. Trebuie să-i dăm aici close. După care, la fel, setăm 3 minute și dăm Nutrient Balance. Și în funcție de ce deficite majore are fiecare, putem să mai alegem și alte vitamine. De asemenea, pentru minerale.
Aici facem dublu clic pe mineralele care sunt peste 100 și cele care sunt sub 45. În momentul când dăm dublu clic pe fiecare, ele vor apare în bara de jos. Aici, la organe, putem să scriem celule, pentru că celule avem în tot corpul. Îi dăm test organ. Apoi, Triton test. Putem să lucrăm și în Oriental Herbs. Pentru că sunt plantuțe, uitați, care au efect și antihelmintic, antiparazitar. În funcție de ce are fiecare nevoie. Pe anumite organe sau meridiane, pentru ficat, vitalitate. Deci selectăm în funcție de ce are nevoie pacientul și se lucrează la fel. La fel putem să mai găsim în niște terapii în biofeedback. Putem lucra și pe relaxare. Persoanele care sunt foarte, nu doar foarte stresate, dar și foarte supărate pe viață, pe ele, deci este important să lucrăm și pe reducerea agresiunii. Pentru că sunt unele care chiar se autopedepsesc și au foarte multă neiubire de sine și se neglijează și au un stil de viață total nesănătos sau poate chiar uneori dezastruos. Uite, aceasta deep muscle relax, relaxation. Pe organe și aici avem o terapie pentru adrenale. Terapie pentru reducerea colesterolului. Pentru traume emoționale, eliberare emoțională. Pentru endocrin, în aceste terapii, deci sunt două tipuri de terapii. Haideți să vedem cum este aceasta. Aici este important să setăm 2. Și această terapie poate lucra până în momentul când dorim noi să o oprim, dar vedem aici procentul de rectificare și este bine să așteptăm să rectifice minim 85 sau poate chiar să ajungă la 100. Ca să ieșim, îi dăm end și close.
Persoanele care consumă puține lichide și au probleme și cu diureză sau urinează foarte des. Să știți că odată cu trecerea anilor, vezica urinară are tendința să se contracte, să se micșoreze. Și atunci este foarte bine să consumăm suficiente lichide ca să nu ajungem să bem câteva guri de apă și să fim nevoiți să fugim rapid la baie. În mod normal, vezica urinară trebuie să înmagazineze aproximativ un litru de urină. Dar o putem menține la acest nivel doar dacă consumăm suficiente lichide. Iar apa joacă cel mai important rol în sănătatea noastră. Pentru că în funcție de cât dehidratat este organismul nostru, va fi și conductibilitatea energetică a organismului. Asta ne poate ajuta și în terapie. Asta menține și circulația sanguină și energia corpului, a meridianelor energetice și nivelul de nutrienți, pentru că dacă nu există suficient mediu lichid, nutrienții nu mai ajung la celule și la organe și, nu în ultimul rând, detoxifierea organismului. Pentru că dacă organismul nu are nici minimum necesar de supraviețuire, atunci cu ce să mai detoxifieze? Și acum depinde și ce apă consumă. Dacă consumă apă moartă, apă la PET, organismul are nevoie să lucreze 6 până la 8 ore să o metabolizeze. Și ca să mai facă și multe alte funcții în organism, va metaboliza o cantitate mică, de fapt minim necesar pentru supraviețuire. Pentru că trebuie să mai metabolizeze și alimente, să mai lupte și împotriva agenților patogeni, virusuri, bacterii, ciuperci, paraziți, substanțe chimice și încă câte treburi o mai avea. Pe traume psihice mai putem lucra dacă persoana trece prin traume emoționale, dacă este foarte, foarte stresată. Pe circulație putem lucra dacă știm că consumă puține lichide și are probleme. De asemenea, pe organele interne, pe ficat, pancreas, stomac. Pentru că dacă fiecare organ își face funcția, atunci sigur că organismul nostru poate fi sănătos. Mai avem terapii foarte bune în terapiile ZAP. Și aici avem terapia pe agresiune, deci autoagresiv, persoanele care sunt foarte stresate și supărate. Terapie pentru eliminarea țesutului adipos celulitic, pentru emoțional. Pentru curățarea rinichilor, pentru lichefierea colesterolului. Aceasta este o terapie foarte bună care ajută la topirea grăsimilor nedorite, pentru echilibrarea florei intestinale, aici iar avem o terapie bună, Mental Health and Bioflora.
În spinal, aici mai avem niște terapii importante, în original sarcod, în close, sarcod card. Și aici vedem că avem foarte multe organe și putem echilibra, deci un puzzle foarte, foarte mare. Și intrăm în terapii, terapii balance, from button top. Această terapie echilibrează chakrele și organele, pentru că fiecare chakra are în subordine câteva organe. Și este foarte, foarte bună această terapie. Îi dăm close. În sport program. Aici putem seta minim 3 minute. Și pentru aici avem o terapie foarte bună pentru echilibru endocrin. Setăm Stabilize Hormones. Putem să setăm și Stim Mental Visual. Aici este bine să bifăm reducerea conflictului. Iar aici, în primul rând, setăm stimul acceptance in tissue, deci ca organismul să accepte inflamații și, dacă este cazul, dacă persoana are și țesut adipos, dăm și țesut adipos. Și dăm start. Pentru stimularea hormonilor, dacă persoana are anumite dezechilibre, eu, sincer să fiu, nu vă recomand să lucrați pe creșterea anumitor hormoni, pentru că nu știți exact și riscați să creșteți ce nu trebuie. Dacă lucrați doar pe stabilizare, pe echilibru hormonal, organismul știe singur să se echilibreze și va scade din cei care sunt crescuți și va crește din cei care sunt foarte scăzuți. Deci organismul știe singur să se autovindece. Deci noi trebuie să-i dăm toate instrumentele care să se echilibreze singur. Pe creșterea hormonilor, doar pe sportivi ar fi indicat să lucrăm, sau poate pe perioade scurte, sau la femeile care doresc să rămână însărcinate. Aici trebuie să stăpâniți foarte bine terapia și să știți cu ce lucrați, pentru că riscați să declanșați altele. Deci dacă lucrăm pe stabilizare, este mai mult decât suficient, pentru că organismul se echilibrează ușor. Iar dacă persoana consumă și puține lichide, are și oxigenarea scăzută, ca și consecință putem lucra și pe creșterea oxigenării și de asemenea se dă start. Aici mai putem lucra pe limfatic.
Putem bifa toate căsuțele. Aici dăm 3 minute și start. Și de asemenea digestiv pentru echilibrarea organelor interne se lucrează la fel. Se bifează toate căsuțele, se dă 3 minute și start. Ah, nu asta vreau să fac. Putem echilibra și coloana vertebrală, pentru că acolo sunt nervi foarte importanți și circuite energetice foarte importante, care practic de ele depind foarte multe funcții în organism. Așa, și în original sarcod, mental focai, time therapies. Aici avem foarte multe terapii bune, pentru că am lucrat în sport program, aici avem deja setat. Și inclusiv timpul. Cele cu roșu sunt terapiile recomandate pentru organism. Întotdeauna este bine să lucrăm pe cele recomandate la început, după care mai putem alege și alte terapii și aici avem destul de multe, deci care ne poate ajuta pentru echilibru hormonal și greutatea organismului, curățarea sistemului limfatic este foarte bună, mai ales dacă știm că în terapie precedentă a recuperat mai puțin. Pentru ficat, din nou avem glandele adrenale, la această terapie mă refeream. Dacă în prima variantă nu se poate ajunge la un procent satisfăcător, mai putem repeta aici terapie pentru glandele adrenale. Și aici avem și terapie pentru disfuncție tiroidiană. Dacă știm că persoana are probleme, avem toate organele interne pe care putem lucra pentru echilibrare. Iar sistemul digestiv, avem glandele pineale, pituitară, timus, hipotalamus, deci avem și de asemenea avem stimularea metabolismului. Pentru persoanele care au un metabolism lent și surplus de greutate, această terapie este foarte bună și chiar putem seta mai mult de 3 minute. Depinde cât timp avem la dispoziție. Pentru persoanele cu dezechilibru metabolic glucidic, probleme cu glicemia, putem lucra pe pancreas. Să știți că echilibru carbohidraților se poate deregla și dacă omul consumă, mănâncă mai mult decât trebuie, dar și dacă nu mănâncă la timp. Pentru că vine momentul în care organismul are nevoie de nutrienți și nu-i primește și atunci se înfometează,
ia din resurse, după care trebuie să le pune la loc. Deci este bine ca omul să ajungă la un echilibru. Să facă lucrurile la timp. Pentru că atunci când nu sunt făcute la timp, nu avem nici resursele, nici timpul, nici energia necesară să le recuperăm. Intestinal steam. Disfuncție paratiroidiană. Asta lucrează de regulă pe metabolismul calciului pentru persoanele care au probleme. Și în ultimul rând, la final putem încheia cu autofeel good pentru secreția de serotonină și dopamină. Mai avem niște terapii bune în short sarcod. Aici avem iar lista organelor. Putem alege, spre exemplu, sistemul limfatic. Dăm dublu click. Și așteptăm să lucreze. Aici lucrează cât este necesar, nu putem să setăm noi timpul. S-a încheiat. Și aici jos putem să vedem niște procente. Uite, chiar și aici putem să setăm, înainte de a da terapie, putem să setăm adipos, dacă este cazul inflamației, dar în primul rând stimularea acceptării în țesuturi. Dacă sunt țesuturi necrotice, inflamații, deci putem seta. Și aici vedem care este procesul de rectificare, adică reparat 5%, foarte puțin. Mai putem repeta terapia. Ce mai putem lucra aici? Pe organele interne, ficat, pancreas, stomac, rinichi, intestinul gros, intestinul subțire, aparatul urinar. Mai avem terapii bune în organ generator. Aici setăm maxim, de asemenea 3 minute, minim. Și uitați, prima terapie care o recomand este Metabolic Repair. Este bine să ne folosim și de aceste opțiuni. Deci putem neapărat să punem și noi Metabolic Repair și aici mai putem selecta, depinde de situație, dacă este infecție, degenerare sau durere. Sau dacă nu este suficient doar metabolic error,
dăm click pe Metabolic Repair și începe terapie. Ce mai putem lucra aici? E sistemul digestiv, hormonal, deci echilibru hormonal avem și aici. Relaxare, de asemenea, este iar importantă și aceste terapii iar ne ajută pentru echilibru metabolic. Sport program, iar sport program flexibility steam, sport program muscle building, deci pentru, și pentru bătrâni să știți că puteți lucra, pentru că ei au deja o tendință de pierdere a masei musculare și este important să transmitem și impuls energetic pentru refacerea masei musculare. Și chiar și acest sport program, stimularea oxigenării este foarte bună. Și de asemenea putem încheia și aici sau nu cu feel good terapii, pentru că aduce o stare plăcută de bine. Cred că sunt suficiente terapii pentru a, dacă le facem pe acestea, deja putem ajuta foarte mult pe colegii să ne ducă din nou în cameră, care pot ajuta organismul pentru echilibrare hormonală și a greutății corporale. Dar este foarte important să îi ajutăm să corecteze și stilul de viață. Hidratarea, alimentația, somnul, să mai reducem din vicii. Să știți că la capitolul vicii omului este foarte greu să renunțe la ceva. Trebuie să-l ajutați să găsească acel ceva cu care poate înlocui. Și atunci este mult mai ușor. Ok, îmi scoți cafeaua, dar dăm un ceai sau nu o scot de tot dacă consumă foarte mult, consumă doar una și restul mai bea ceai, mai bea o limonadă. Trebuie să găsească ceva cu care să completeze, cu care să înlocuiască. La fumat este mai delicat pentru că nu prea are cu ce să înlocuiască, iar cele cu, așa zis, mai fără fum sau cu IQOS, cu aparate, cu ce minuni mai sunt la fel de toxice. Am avut nu doar unul, câțiva pacienți care consumau astfel, fumau astfel de țigări și credeți-mă că și a doua zi se simțea în cabinet mirosul. Deci vă dați seama cât de mult elimină din organism. Deci cât respiră porii, cât elimină în mediul înconjurător. Dar să ne mai întrebăm ce este în organismul lui. Și pe de altă parte, aceste țigări au filtru pe dinăuntru cu aluminiu, care este deosebit de toxic. Aluminiu și la rece și la cald se transmite, dar mai ales la cald cu atât mai mult, afectează foarte mult creierul. În prima fază scade puterea de concentrare, memoria, dar în timp poate duce chiar și la demență și Alzheimer. Tocmai de aceea nu recomand nici în bucătărie aluminiu, nici la învelit, alimente, nici la gătit, nici la împachetat. Folosiți hârtia de copt, că este mult mai sănătoasă, este mult mai ok. Dragii mei, sper că v-a plăcut
acest webinar. Vreau să vă fac un anunț important, pentru că au fost câteva persoane care au solicitat și atunci m-am gândit că putem împărtăși cu mult mai multe persoane, pentru că mi-am dorit de foarte mult timp și chiar am mai anunțat și în emisiuni, atunci când am avut și propria mea emisiune. Am lansat programul de biorezonanță pentru români de pretutindeni și cred că acum a venit momentul să facem acest pas și vă anunț că în curând vom începe școala avansată de specialist în biorezonanță magnetică, nu doar o diplomă de participant la anumite cursuri. Și în această școală, care va avea minim 40 de ore cu aproximativ 20-21 sau mai multe ședințe a câte două ore, în care veți primi protocolul întreg de terapie așa cum lucrez eu, după ce predăm protocolul, facem împreună recapitulare și fiecare va lucra pe aparate, pentru că unii lucrează pe inductor, alții pe scio, și ca să fie clar pentru fiecare, mai ales că după fiecare oră, după fiecare sesiune, voi va trebui să repetați acasă ce am predat până la acel moment. După care vom face toate programele de terapie, deci toate funcțiile aparate, ce putem face în fiecare și cum putem să le combinăm. O să vă dau și terapiile avansate și propriile invenții, pentru că sunt foarte multe programe și terapii pe care efectiv puteți să le inventați, puteți să faceți și magie. Nu sunt predate nicăieri, pur și simplu sunt invenții proprii, dar care dau rezultate. După care vom face evaluare generală, cum să interpretați o evaluare generală, unde să vă uitați, la ce anume să fiți atenți ca să stabiliți toate disfuncțiile pe care le are pacientul, cazuistică în evaluare generală și vom lua cazuri, diferite afecțiuni, unde să ne uităm, la ce să fim atenți, scheme de tratament naturist pe fiecare afecțiune în parte, începând cu basic, cazuistică în tratamente naturiste, de scheme de tratament pentru fiecare caz în parte, pentru fiecare afecțiune și inclusiv pentru copii, pentru femei însărcinate, deci pentru toate vârstele. Vom discuta și despre remedii naturale tradiționale, pentru că este important să știți și câteva soluții simple și ieftine atunci când aveți de face cu oameni care nu au bani și nu au resurse să cumpere anumite tratamente, dar să știți că sunt remedii naturale tradiționale care pot completa și pot ajuta în orice situație și este important să știți. Pentru că sunt alimente sau ceaiuri sau substanțe care pot restabili organismul foarte repede în anumite situații. La final o să vă învăț cum să vă faceți propria protecție divină, cum să vă conectați la sursa divină și cum să vă faceți protecția personală și a cabinetului
Și după care vom face și inițiere. Această inițiere va consta în, practic, inițiere, adică fiecare va primi ajutoarele divine, îngerii care să vă ajute în misiunea voastră. Și este important pentru că depinde de misiunea personală a fiecăruia. Fiecare primește anumiți talanți, care de fapt sunt ființe angelice care ne ajută în misiunea noastră. Fiecare talent, fiecare că omul știe să danseze, să picteze, să toate sunt date de talanți de ființele angelice pe care le primim la naștere sau la cererea noastră datorită muncii noastre, atunci este îngăduit și primim aceste ajutoare cu care ne putem face misiunea la cel mai înalt nivel al nostru. Nu doar să mimăm, dar chiar să avem rezultate extraordinare. Și am participat la multe cursuri și am văzut cum se predă. Foarte mulți predau anumite pagini, dar pe nimeni nu am văzut până acum să predea propriul lui stil de terapie și de tratament. Eu nu am aceste temeri, nu cred că este o concurență între noi. Dacă toți am lucrat la un nivel mult mai înalt și putem avea cu adevărat rezultate, atunci este absolut minunat. Eu am postat și pe Facebook și colegii mei de la Educator 1 vor posta și ei și pe site. Persoanele care sunt interesate, vă rog să-mi scrieți. Încă nu am stabilit data exactă la care va începe cursul. Persoanele interesate, voi face un grup pe WhatsApp și acolo vom comunica tot și vom stabili ca să fie bine pentru toată lumea. Vă urez o seară minunată în continuare și vă doresc toate cele bune.